Conform legii, interimatul funcției de procuror general în cazul actual nu poate dura mai mult de 12 luni, după care acest interimat va înceta. Aceste precizări au fost făcute de către ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Astfel, actualul procuror general interimar Dumitru Robu își va încheia interimatul până în octombrie 2022, fiind numit în această funcție la începutul lunii octombrie anul curent. În acest context, ministrul Litvinenko a precizat că Alexandr Stoianoglo Trevenim funcția sa de șef al procuraturii generale, dar dacă va îndeplini unele condiții.